Mă duc să întreb doar atât, punctual. Doar asta. Dacă e adevărat, da? Doar atât. Mă, cred că este absolut evident. Bărăiesc. Nu. Că... că mie îmi place de tine. Ca prieten. Normal, dar și ca femeie. Adică îmi place de tine ca femeie. Da, dar asta nu înseamnă că... Gândeam că-ți place și eu de mine. Hai, bă. Da. Hai, du-te sănătoasă acasă. Hai. Du-te sănătoasă acasă, băi. Asta e viața. Dar mie mi s-a părut că noi suntem super frați, nu? E să ai o seară. N-are, bă, e fiartă. Fiartă-i. Dar ascultă-vă pe Jesus, e fiartă. Oa, foc. Ere, am și-o 39 de ani, mă prind. Cătăline, te rog frumos să taci un pic și lasă-ne să vorbim. Jumătate din emisiune s-a vorbit despre o pereche de ciorapi de doliu. Punct. Hai. A venit la clasă la noi unul din Franța. Habar n-aveam, eram copil. Și omul, toată firea, mi se pare un om bătrân mie. Și din toată clasa aia m-a luat pe mine pe culoar și a început să mă înghesuie într-un perete să-mi spună, eu am povestit clasei și profesorului, că să plec la Paris cu el, să vin la hotel. Dar nu trebuie să te temi că te chem la hotel pentru ce, eu sunt cu nevasta mea, cu Simon Signore. Dar vreau să te iau la Paris. Vreau să mergi cu mine la Paris. Nu să-ți pară rău. Uite, Yves Montand era mare curtenitor. Yves Montand, care a fost cu Marilyn Monroe și în același timp a vrut să fie cu doamna Rodica Popescu-Bitănescu și n-a fost. Nu știu nici acum ce a fost în capul lui, că eu n-am înțeles nimic, că nu înțelegeam franceza, eram și foarte tânără. Bă, e ceva. E ca povestea cu mine și Mădălina Ghenea, cumva. I-aș dorea și tu nu. Bă, dar la un moment dat trebuia să ne întâlnim și am zis, sunt ocupat sâmbătă. Că mi s-a părut mie așa, că cea mai șmecheră poveste cu putință, asta ar fi, știi? Că am putut, dar dai seama ce dubitoc sunt, de fapt. Nu știu de ce i-a plăcut de mine din toată clasa, că erau fete foarte frumoase și... Eu când eram tânără, eram foarte sexoasă. Foarte sexoasă. Și aveam o piele foarte frumoasă, o carnație frumoasă. Și... Țin minte că în ziua aveam un decolteu foarte mare și îmi cădea mărul tot timpul așa, că tot era în zid așa și mergea să nu cadă mai jos, știi? Și ar fi putut să plece în Franța. Cu el? Probabil că i-a fi făcut plăcere, i-a plăcut, avea el ceva în cap. Să mă ajute pentru profesie și nu m-am dus. Nu, nici nu i-am dat importanță. Bă, ar fi fost al doilea caz de relații de-astea, știi, transfrontaliere absolut celebre din istoria României, după treaba cu Ion Nichițeanu și Sarita Montiel. Probabil că dacă mergeam la Paris cu el, destinul era cu totul altul. Nu știu care ar fi fost. Dar nu m-am dus. A fost să fie să vin cu voi aici la Ai Omul. Seara. Seara. Numele meu este Claudia Amuzică. Aha, de la ce vine? De la muzicuță. Nu știu de la ce vine. Da, da, unii spun că ar veni de la muzică. Na, că are legătură cu muzica. Alții că aș fi eu amuzantă. Nu știu exact. Chelu nu te consideră cu siguranță. Dar ce pot să vă spun cu certitudine este că din totdeauna numele acesta a făcut furori, în sensul că a avut până și un imn înălțat în numele numelui, care suna cam așa. Amuzicile mă chinuiesc, amuzicile mă răscolesc, nu mai rezist. Fă să mă rog, ori scris să înțeleg, ori lasă-mă. În fine, eu îmi doream să cânt, dar cred că din cauza numelui nu am putut, a fost un blestem. Că dacă facem o scurtă analiză pe text, a, muzică, înseamnă nu muzică, adică nu interzis muzică, și de asta n-am cântat. Cineva va fi pupată astăzi, dacă prea cine oare. Și poate vă întrebați de ce am muzicile. Pentru că noi eram două am muzici. Eram eu și verișoara mea. Ui, uite, deja a fost guma lui. Ai văzut? Și acum a rămas doar eu, pentru că ea cumva s-a dezis de nume, în sensul că s-a căsătorit, a făcut copil, are o familie. Păcat. A intrat în rândul lumii, cum s-ar spune. Eu, în schimb,
n-am intrat în rândul lumii. Și... blestemul natalității. Un, da, ce alte blesteme? Și a fost așa într-o... în căutarea sensului vieții, că de altfel de asta sunt aici în seara asta. Bă, au fost câteva momente când această combinație între... de fapt, o combinație, că nici măcar în capul tău că ei au fost acolo vreun moment uniți în cuge și în simțiri. Nu, dar pur și simplu erau două persoane care erau foarte stresante în moment. Bă, extraordinar de stresat. N-am mai putut. Băi, am senzația, fraților, am senzația că sunt la emisiunea La Șuietă cu Bahmu. Schimbă ceva! Hai, domne, hai! Distrați-mă! E... luat de această uși pentru că mi s-a părut că fata era săraca de ea. Adică, nu știu, mi s-a părut că era cringiuită și că ăștia erau... Băi, efectiv, mi s-a făcut... nu știu, am avut așa un sentiment... în fin. Bă, și nu mai... bă, nu mai suportam. Mă gândesc așa, care e sensul vieții? Pentru ce am venit noi în lumea asta? Eu, cel puțin, am așa o criză de identitate. Adică, nu mai știu cine sunt. Până acum era foarte clar. Te ajută Mihai era să te regăsești. De aceea am studiat drept, am făcut master de drept internațional, după care am făcut actorie, după care am schimbat mai multe joburi în mai multe corporații, după care am făcut coaching, dezvoltare personală, programare neurolingvistică. În continuu vorbeam, în continuu scriau chestii. Dar ce și-au scris? Dar nu știu că nu m-am uitat. Ce și-au putut ei scrie? Nemernicii. După care m-am întors la dezvoltare personală și la actorie. Actorie. Vrei să fii soția mea? Unde este Delia? Am încercat să îi las cumva singuri. Că dacă eu rămâneam la masă, ea vorbea cu mine. Vorbeam și eu cu ea și nu se... știi? Nu se spărgea acest balon, nu se ridica bariera, nu se ridica ceața, nu se ridica cortina. O broscuță stă pe lac și tot face o broscuță stă. Ce ai făcut, libidino, Sulele? Ești fata pe mâini? Ești bine așa, tu cu tine? Da, de ce? Femeile, like... pun botul asta și să nu, din cauza că ești benteac, probabil. Te ajută faima. Dar ce s-a făcut? La ce, mă? Este o chestie la ureche, așa, gen de clasa 4. El? Astăzi mi-am dat seama, m-a mai brifuit și Delia un pic în pauze, că Mihai Bendeac este acest Don Juan foarte dorit de femei în România și așa mai departe. N-am fost la curent. Deci fii atent ce spun. Poți să spui... începând din acest moment, mă asculți? Nu. Începând din acest moment, voi fi rece. Nu mă lăsa. No. Nu mă lăsa. Nu. No. Am și o mândrie a mea. Lași. No. Să mă lași, am venit și am stat pe tine totuși. Ce Dumnezeu. Dăm și mie gumă. Tu ai făcut un pas. Da. Și eu l-am luat înapoi. Păi ia-l. Păi l-am luat în puii mei. Asta zic, acum du-te. Poate nu mai vreau să mă duc. Vreau să hotărâte, n-ai aflat. Nu știm dacă vrea să salveze delfinii sau luptă ca să protejeze pădurea amazoniană. Cert este că vă veți îndrăgosti cu toți ideea. De ce nu faci asta? De ce nu mănânci? De rușine să mănânci? De rușine. E ceva uman să mănânci. Doamnelor și domnilor, să primim cu aplauze. Păi nu să vorbești acum. Oana Bran! Mestești pe timpul numărului, vorbești la final după ce ai înghițit. Da. Ok. Scuză-mă. Iată ce da, dezinvolt da. De emis. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. Super. She smiled at me on the subway. She was with another. Eu sunt Oana Bran și am venit să discutăm despre mitul blondei, care neapărat e și proastă. Adică nu înțeleg. Nu știu de ce există convingerea asta.
nu știu efectiv. Pentru că nu e un mit, e o certitudine. Și ce altă dovadă mai bună să am decât faptul că sunt azi aici? Clar. Care a apărut pe scenă, primul lucru pe care l-ai făcut a fost să-i faci o poză sau ai filmat-o. Mi s-a părut că e o scenă pe care ar trebui să o pun deoparte. Adică... I-ai făcut poză? Nu, poză. Mi-au spus prietenii să nu vin, pentru că dacă n-ai umor, n-ai ce căuta la o astfel de emisiune. Le-am spus că până la urmă trebuie să aveți și voi un job undeva. Clar. Trebuie să vă spun de la început că sunt o feministă convinsă. Convinsă de un prieten că eu cred că bărbații ne sunt net superiori. Mihai, ia să vedem. Este, pare ușor fermecat. A început să amușine. Pare ușor fermecat. Alexandra, după vreun minut mi-am dat seama cam despre ce e vorba. Și cam unde ar putea să ducă textul. După care n-am mai auzit. Dar am stat și eu, am aruncat un ochi, nu? Da. Mi-am clătit privirea. Corect. Mi-am bucurat sufletul. Eu sunt din Caracal. Este orașul din România unde sunt cele mai multe minuni. Avem kilometru de 800 de metri, avem sediul pompierilor care a luat foc, am avut și pușcăria de pe strada Libertății, cimitirul de pe strada Învierii, doar că nu acolo s-a răsturnat căruța cu proști. Nu era o căruță, era o mașină și avea numere de guvern. Eu sunt una dintre minunile orașului. Se vede, se vede. Știu. Ce o să spună unul și altul și nu mă interesează părerea publicului telespectator în acest moment, că domne, da, domne, că era tunată, că și făcuse nu știu ce. Domne, ce și făcuse, dacă și-a făcut, și făcuse foarte bine și cu foarte mult bun simț și arăta... Bă, nu, bă, oricum mai dau, oricum... Hai bă, să nu mai fim... Bă, hai să nu mai fim gâște opărite. Arăta bine. Arăta foarte bine. Era foarte sexy. Recunosc cinstit. Era foarte sexy. Stau destul de mult pe social media pentru că este locul unde viața arată ideal. Practic, dacă există raiul, arată exact ca Instagramul. Acolo toți oamenii sunt fericiți, poți să-ți dai seama după postele în care își fac poze. Probabil vi se pare destul de simplu, însă poate nu ați încercat niciodată să faceți o poză în care să vi se vadă și fața, să vi se vadă și sânii și fundul și să mai zâmbiți și în același timp. Eu aș băga o probă la olimpiadă. Eu am încercat. Și în fiecare zi mă antrenez. Ce a făcut domnul Exarcu la această fată? A bălit interior. Dar pentru că este un domn și un CEO și un putare și un putare și nu știu ce, n-a pus să bălească pe fecte. Dar pe interior, în mod evident, și dânsul a bălit, pentru că nu e așa, chiar și Răzvan Exarcu este om. E un loc foarte bun și pentru a afișa activitățile intelectuale. Clar. Ce dovadă mai bună a culturii vreți decât un citat care îl punem acolo dimineața ca să vadă lumea că mai citim și noi? Pe care? Pe care? Da, e. N-a putut să țin. Umberto Eco is my favorite. Ce-i viața dacă nu umbra unui vis care fuge? Pe care fuge? Bineînțeles că punem și un hashtag, Good Vibes Only. Așa e azi. Unele suntem pe Good Vibes Only, altele pe OnlyFans. Din cauza Instagramului, bărbații cred că suntem toate de vânzare. De ce ai făcut poze în poziția aia? Îmi arăți ce cumpăr, nu? Nu, fraiere, îți arăt o comparație cu nevastă-ta. Oh. Noi nu avem nevoie de bărbați ca să fim cineva. Noi facem singure bani. Și dacă n-avem bani, avem Good Vibes Only. Și acum e momentul, pentru asta am fost eu, ceea ce nu pot să spun pentru că nu e așa, nu am fost, sunt, așa că eu sunt Oana Bran. Mulțumesc!